La sau va fi foarte, foarte greu, șansele sunt, s-au diminuat foarte mult, dar atâta timp cât mai sunt șanse, suntem obligați, oricum, să ne agățăm de ele. Și Mister, măcar să facem un joc bun, iar dacă nu vom reuși să ne calificăm, măcar să ieșim cu fruntea sub copitor. Cum e așa? A fost așa de mai diferența în matur sau? Sincer, am fost la un tratament în Germania, nu am văzut niciun. Dar ce am văzut pe statistici, la fel, am văzut că a fost destul de echilibrat. Și scorul, cred că a fost nedrept. Medical, cum ești cu Mister? Acum sunt bine, doar că, na, am început de o săptămână și simt un ușoară jel, dar e ok. Vei fi la 100%, știu, poate pentru meciul cu Dinamo, dacă nu la acest meci? Asta să eu vreau să joc fiecare meci, dacă mă întreb pe mine, zic că și acum sunt 100%. Nu știu, vedem, eu mă pregătesc și Mister hotărăște. Cum e, după cupă, vă veți asta mai multe pe campionat, mai aveți șanse la primul rând să spunem de Imperial? Păi, da, acum, meciul de la Dinamo, bine, nu va fi decisiv. Noi vom fi obligați să câștigăm dacă vrem să mai sperăm la locul 7. Dacă nu, măcar să apărăm locul 8. Asta e, practic, eu nici nu pot să numesc finală, că dacă i-am bat, n-am trece peste ei, dar ne-am apropiat de ei. Adică ar fi ultima șansă să sperăm la locul 7. Mâine te aștepți ca publicul să vină în Marmare? Eu cred că va veni, adică eu cu siguranță vor veni în Marmare. Până la urmă este o semifinală de cupă. Indiferent că am pierdut la diferența asta mare, dar, cum a spus, sper să facem un joc bun și măcar să ieșim cu fruntea sus. Olimpiu, cum va fi această semifinală de meci? Sperăm să facem un meci foarte bun și să marcăm cât de repede, că după aceea să fim mai aproape de un meci mai bun, să câștigăm și nu se știe niciodată în fond. E așa de mai diferența între ei și noi? De 5-1? Nu, e diferența de 5-1. Poate ei au avut o zi mai bună în tur, au marcat de câte ori ne-au prins și eu zic că dacă înscriem și noi mai repede o să fie un șoc și pentru ei și putem să marcăm 2-3 goluri. Tu mai crezi în calificare sau? Da, de ce să nu cred? Îmi doresc că să câștig și să mă calific. Tu vei da vreo mine la greșca? Da, îmi doresc să ne ajut echipa, să câștigăm și la final să ne bucurăm, dacă se poate. Cum a fost o seară cam tristă pentru tine, nu? Timp. A fost o seară cam tristă pentru tine, nu? Seara. La înfrângerea FCSB-ului? Nu mă așteptam, dar le doresc multă baftă, mai sunt două etape și sper să reușească. Regresc că ai semnat cu ei și nu cu CFR? Nu, niciodată.